Deschiderea oficială a Târgului Olarilor Ochiul de Păun a avut loc vineri 27 august la Rădăuți. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, împreună cu primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, precum și alte oficialități, au vizitat standurile meșteșugarilor. Prezenți în centrul orașului și au purtat discuții cu aceștia. Calitatea sa, profesioniștii săi, sunt alături de primăria municipiului Rădăuți. Nu exista moment când să apelăm din punct de vedere tehnic sau juridic să nu avem o ușă deschisă la Consiliul Județean, la fel cum avem o ușă deschisă către Guvernul României prin domnul președinte. Încă o dată mă bucur foarte mult, suntem într-un număr foarte mare. Mă bucur că sunt alături de noi 17 cupluri care celebrează 50 de ani de căsătorie. Vă invităm pe toți la Muzeul Municipal Rădăuți, pentru că acolo va fi înmânarea premiilor și m-aș bucura să spună și domnul președinte ceva, să ne spună ceva. Eu n-am acum ce să spun, mergem să deschidem Ochi de Păun, un eveniment, cred că e a 38-a ediție din ce am văzut eu. Pe lângă programul ăsta, să știți că de la mine vei beneficia de un program Ochi de Soacră, ca să văd ce faci în Rădăuți. Și nu glumesc deloc, pentru că avem nevoie de treabă multă. Mie încă nu-mi place intrarea în Rădăuți, adică s-a făcut centura, dar vreau să modernizăm și, sincer, venind acum, m-am uitat trotuare, deci aspectul de oraș modern. Țin foarte mult la asta și o să fiu alături de voi, inclusiv financiar, dacă văd că se face ceva. Sunt și eu adeptul mai puține festivaluri și spectacole, deși unii mă mai critică, ne-au mai văzut pe la Prislop, știu eu. Aia facem duminica, dar avem foarte multă treabă, iar Rădăuțul este un oraș care are încă 30 de kilometri de străzi în interior care trebuie asfaltate. Adică dacă pornim de la această realitate, de la Ochi de Păun la Ochi de Soacră, sunt două programe care cred că prind bine. Doamne ajută! Mulțumim, vă invităm! Dacă era așa un stand și aici unul cu oale cu sarmale, așa se vând mai bine, nu? Avem și mare asta, de exemplu, de Crăciun, renguțe de toate felurile, vara la fel, toate lunastele, de ca să le pui. Cum vă merge piața? Nu aici, în general așa. Nu prea. Că aveți puncte în țară multe de desfacere în zone turistice. Am găsit ceramica dumneavoastră la punctele alea unde sunt artizanat. La Transalpina, e băiatul. Și la Transalpina să vând? Chiar asta am zis astăzi, că nevasta mea era gravidă cu copilul și copilul are 18.
președinte și de un număr mare de rădăuțeni. Am avut anumite vizite și la muzeu și în fața primăriei am vorbit. Sunt foarte mulți reprezentanți ai frumosului acela Rădăuț veniți și am luat aminte de ce a spus domnul președinte și vom dezvolta la anul mult mai mult această activitate culturală, dar și turistică. Trebuie să punem accent pe această zonă pentru că ne aflăm în inima Bucovinei, ne aflăm în Rădăuț și ar fi mare păcat să nu profităm de acest lucru. O concluzie după ce ați vizitat Târgu? Foarte frumos. E o muncă imensă a celor care fac această ceramică. Eu am două concluzii. Una, ceramica de margine trebuie să fie obligatoriu aici și cu pavilioane mari. Ceramica de margine este emblema Bucovinei și eu mă voi încăpățina de anul viitor ca ceramica de la margine să fie aici. Adică vine Horezul, vine Ucraina, vine Moldova, trebuie să vină marginea de la o zvârlitură de băț. Doi, cred că acest târg ne îndeamnă să diversificăm oferta. Cât de frumos este să vezi vase și să le vezi pline cu bucate din Bucovina, platouri, sticle sau vase pentru afinată sau pentru alte băuturi, oalele de sarmale și alte lucruri, și atunci putem să îmbinăm asta cu gastronomia, un festival de gastronomie, în așa fel încât să miroase așa de la un kilometru și să atragă și mai mulți vizitatori. Până la urmă, noi trebuie să facem reclama acestor produse, ori ele, de fapt, au o utilitate acasă. De ce n-ar avea o, două, trei zile și la Rădăuț? Eu felicit Primăria Rădăuț pentru inițiativă, pentru continuitate și le mulțumesc tuturor celor care participă la acest târg. E un prilej de a-ți face reclamă cu produsele tale și eu cred că nimic nu e prea mult ca noi, administrația publică, să intrăm în parteneriat cu ei. Am văzut aici cei care vând costume populare, bundițe, curele, opinci, ii, au nevoie la un moment dat de un sprijin și poate sprijinul înseamnă un loc mai bun pentru reclamă. Sprijin înseamnă la evenimente mari să fie totdeauna chemați, pentru că ei își vând marfa. Dacă plouă, nu-și vând marfa. Dacă nu avem turiști, nu-și vând marfa. Și atunci va trebui un parteneriat și mai strâns cu administrația locală și județeană. Bravo pentru Târgu Ochi de Păun de la Rădăuț, pentru primarul și echipa de la Primăria Rădăuț. Mulțumim. Thank you.